Statul român a fost obligat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului să-i plătească 10.000 de euro despăgubiri fostului șef al Departamentului Poliției pentru Intervenție Rapidă Suceava, Mircea Stoleriu, condamnat la închisoare pentru corupție în 2004. Despăgubirile au fost acordate după ce fostul polițist a reclamat statul român pentru condițiile din închisoare. Fostul comisar șef a reclamat că a fost victima mai multor abuzuri, printre care faptul că a stat în preajma unor deținuți fumători, dezvoltând în timp hipertensiune, că era persecutat de ceilalți deținuți, dată fiind ocupația de polițist, că au fost perioade în care nu i s-a permis să părăsească celula pentru plimbarea zilnică, cea mai lungă interdicție fiind de 4 luni, și că a fost obligat să apară încătușat în public, inclusiv în fața instanței de judecată. O altă reclamație se referă la faptul că, fiind internat în spital în mai 2005, Mircea Stoleriu a fost legat de pat. Acesta este și motivul pentru care statul român a fost condamnat. Judecătorii CEDO, constatând că a fost încălcat articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care prevede interzicerea torturii și tratamentelor inumane sau degradante prin condițiile de detenție. Decizia a fost luată săptămâna aceasta. Atât statul român, cât și fostul ofițer pot face recurs în termen de 3 luni. Comisarul șef, Mircea Stoleriu, a fost condamnat la 5 ani de închisoare în 2004 pentru corupție, trafic de influență, fals intelectual, primirea de foloase necuvenite și favorizarea infractorului. Stoleriu a fost acuzat că a intervenit pe lângă 2 șefi de instituții din Suceava pentru rezolvarea unor probleme pe care le avea administratorul unei firme din localitatea Boroaia. Fostul polițist a fost pus în libertate în anul 2006, după ce a executat 2/3 din pedeapsă.